și-a organizat, George, acest concert. Exact când a început să plouă, era programat să iasă acapela din scenă. Minunat, e perfect. Și voi sunteți minunați. Îi mulțumesc domnului doctor care ne-a adus ceai cald, mie și Monicăi. Vă mulțumesc și vouă, pentru că, deși a început să plouă, rămâneți aici. Meritați fiecare secundă din sufletul acestor artiști, suflet pe care îl scot din inima lor, din pieptul lor și vi-l doresc vouă cu fiecare melodie. Vă mulțumesc, meritați toate aceste momente. Cam asta s-a întâmplat în acest festival care a început în mai și a ținut în fiecare weekend până astăzi. Un festival care și-a propus să promoveze în primul rând muzica clasică, dar nu numai, pentru că am avut și concerte speciale. Am ascultat și rock simfonic, am ascultat mai mulți artiști în concerte extraordinare. Pentru că aici vrem să promovăm muzica de calitate. Pentru că e adevărat, e foarte ciudat că nu s-au mai născut compozitori geniali. Sigur, a mai scris Doga un vals foarte frumos, dar suntem mândri că e un român de-al nostru, dar cu o floare nu se face primăvară. Marile creații au dispărut odată cu marii compozitori. Noi, creații de geniu, au rămas doar ce au compus înainte să plece dintre noi, Mozart, Verdi, Strauss și așa mai departe. Astăzi nu ne rămâne decât să promovăm instrumentiști extraordinari și au fost și aici o parte dintre ei, voci extraordinare. Și pentru că vorbim de voci, este important ca în această perioadă în care impostura e la mare preț, să promovăm vocile adevărate. Sunt artiste care la 5 minute după ce s-au lansat sunt în toate topurile și care n-au studiat nici 1% din cât a studiat această doamnă despre care vreau să vorbesc acum. O doamnă care mă onorează cu prietenia ei și sunt fericit că pot să o prezint și în această seară, în acest festival. O doamnă care transmite emoție, care poate cânta a capela, poate cânta orice. Cineva îmi spunea că a ascultat-o odată cântând imnul la un meci de hockey, parcă, și a zis, a fost pentru prima oară când am fost mândru de imnul meu, care nu-mi plăcea, mi s-a făcut pielea de găină. Pentru că această voce transmite emoție. Doamnelor și domnilor, Monica Angel!